descoperă frumusețea uimitoare a Croației, unde peisajele pitorești ale Mării Adriatice se îmbină cu orașele istorice și tradițiile culturale bogate. Croația te așteaptă cu insule fermecătoare, parcuri naționale spectaculoase și orașe medievale bine conservate, oferindu-ți o vacanță de neuitat. În acest ghid vei afla care este perioada ideală pentru o vacanță în Croația, ce obiective turistice, nu trebuie să ratezi și multe alte informații utile pentru a-ți planifica sejurul perfect. Perioada ideală pentru o vacanță în Croația. Perioada ideală pentru a vizita Croația este între lunile mai și septembrie, când vremea este caldă și însorită, perfectă pentru explorarea coastei și a insulelor. Lunile de vară, iunie, iulie și august, sunt cele mai populare și mai aglomerate, cu temperaturi ridicate și apă caldă ideală pentru not și sporturi nautice. Pentru cei care preferă o atmosferă mai liniștită și prețuri mai accesibile, lunile mai, iunie și septembrie sunt ideale, oferind temperaturi plăcute și mai puțin turiști. De asemenea, toamna târzie și primăvara de vreme sunt perfecte pentru drumeții și explorarea orașelor istorice fără mulțimile de vară. Obiective turistice. Parcul Național Plitvice. Este unul dintre cele mai renumite și spectaculoase parcuri naturale din Croația. Cuprinzând 16 lacuri interconectate prin cascade impresionante și înconjurate de păduri dense, parcul oferă peisaje de o frumusețe rară. Traseele de drumeție bine amenajate și pasarelele din lemn permit vizitatorilor să exploreze îndeaproape această minune naturală. Parcul este deschis pe tot parcursul anului, fiecare anotimp oferind o perspectivă unică asupra frumuseților sale naturale. Dubrovnik. Supranumit Perla Adriaticii, este un oraș medieval impresionant, cunoscut pentru zidurile sale masive care înconjoară centrul vechi. Acesta este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO și oferă o varietate de atracții, de la străzi pavate cu piatră și clădiri istorice, la restaurante și magazine elegante. Plimbările pe zidurile cetății oferă vederi panoramice spectaculoase asupra orașului și mării. Dubrovnik este un must-see pentru oricine dorește să exploreze istoria și cultura bogată a Croației. Palatul lui Diocletian din Split. Este una dintre cele mai impresionante structuri romane bine conservate din lume. Construit în secolul al IV-lea ca reședință pentru împăratul roman Diocletian, palatul este acum inima vibrantă a orașului Split. Complexul găzduiește străzi înguste, temple și chiar locuințe moderne, oferind o combinație unică de vechi și nou. Vizitarea acestui sit istoric este o incursiune fascinantă în trecutul roman și medieval al Croației. Plaje unice în Croația. Plaja Zlatni Rat, Braci. Situată pe insula Braci, este una dintre cele mai faimoase plaje din Croația și chiar din lume. Forma sa unică de peninsulă, care se schimbă în funcție de curenți și vânturi, creează un peisaj spectaculos. Cu nisipul său fin și apele turcoaz, plaja este ideală pentru not, windsurfing și alte sporturi nautice. Zona este înconjurată de pini, oferind umbră și un loc perfect pentru relaxare. Zlatni Rat este un loc de neratat pentru orice vacanță în Croația. Plaja Stiniva, ascunsă într-un mic golf pe insula Vis, este un adevărat paradis natural. Accesibilă fie printr-o drumeție scurtă, dar abruptă, fie cu barca, această plajă izolată este cunoscută pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase care încadrează apele cristaline. Cu nisip și pietricele, Stiniva oferă un loc liniștit și pitoresc pentru înot și snorkeling. Este perfectă pentru cei care doresc să se bucure de frumusețea naturală a Croației, departe de aglomerație. Plaja Punta Rata, Brela. Situată în Brela, este considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Europa. Cu ape limpezi și un nisip fin amestecat cu pietricele, plaja oferă o atmosferă relaxantă și pitorească. Pădurile de pin din apropiere oferă umbră naturală, iar promontoriul stâncos oferă vederi spectaculoase asupra Mării Adriatice. Este ideală pentru familii și pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bucure de soare într-un cadru natural minunat. Ce activități poți face în Croația? Explorarea parcurilor naționale. Croația este renumită pentru parcurile sale naționale spectaculoase, fiecare oferind peisaje unice și oportunități de aventură. Pe lângă Parcul Național Plitvice, alte parcuri populare includ Parcul Național Crca, cunoscut pentru cascadele sale impresionante, și Parcul Național Paclenița, ideal pentru drumeții și alpinism. Fiecare parc oferă trasee bine marcate, activități de observare a faunei și peisaje naturale de neuitat.
navigație și croaziere pe insule. Cu peste 1000 de insule, Croația este o destinație ideală pentru navigație și croaziere. Poți închiria un iaht sau poți participa la croaziere organizate care te duc de la o insulă la alta, oferindu-ți ocazia să descoperi locuri ascunse, golfuri izolate și sate pitorești. Fie că ești un navigator experimentat sau doar un turist curios, explorarea insulelor croate este o experiență de neuitat. Degustări de vinuri în regiunea Istria. Regiunea Istria, situată în nord-vestul Croației, este cunoscută pentru vinurile sale de calitate și peisajele rurale pitorești. Participarea la degustări de vinuri în cramele locale îți oferă ocazia să savurezi vinuri premiate și să înveți despre tradițiile viticole ale regiunii. Poți vizita podgorii, participa la tururi ghidate și te poți bucura de preparate culinare tradiționale care completează perfect experiența de degustare. Hoteluri recomandate. Hotel Excelsior Dubrovnik, situat la doar câțiva pași de orașul vechi din Dubrovnik, este un hotel de lux care oferă o combinație perfectă între eleganță și confort. Camerele sunt spațioase și decorate modern, oferind vederi spectaculoase asupra Mării Adriatice și a insulei Locrum. Oaspeții se pot bucura de un centru spa complet echipat, piscine interioare și exterioare, precum și de restaurante gourmet care servesc preparate mediteraneene delicioase. Hotel Excelsior este ideal pentru cei care doresc să exploreze frumusețea și istoria Dubrovnicului într-un cadru de lux. Hotel Lon, Rovinj, este un hotel de design contemporan situat într-un cadru natural pitoresc, aproape de mare și de centrul vechi al orașului. Cu arhitectura sa modernă și interioarele stilate, hotelul oferă camere și suite confortabile, echipate cu toate facilitățile moderne. Oaspeții pot savura preparate culinare rafinate în restaurantele hotelului, se pot relaxa la piscina exterioară sau pot beneficia de tratamentele de wellness din centrul spa. Hotel Lone este locul perfect pentru o vacanță relaxantă și sofisticată în Croația. Villa Dubrovnik. Situată pe o stâncă cu vedere panoramică asupra Mării Adriatice și a insulei Locrum, este un hotel boutique, exclusivist, care oferă intimitate și lux. Camerele sunt elegant decorate, fiecare cu balcon privat și vedere la mare. Hotelul dispune de o plajă privată, o piscină Infinity și un restaurant de top care servește specialități locale și internaționale. Villa Dubrovnik este alegerea perfectă pentru cei care doresc să se răsfețe într-un cadru intim și rafinat. De ce să vizitezi Croația? Croația este o destinație de vacanță care oferă o combinație unică de peisaje naturale spectaculoase, orașe istorice fermecătoare și o bogată moștenire culturală. De la plajele sale pitorești de-a lungul coastei Adriatice, la parcurile naționale impresionante și insulele idilice, Croația te încântă cu frumusețea și diversitatea sa. Orașele istorice, precum Dubrovnik, Split și Rovinj, oferă o incursiune fascinantă în trecutul medieval și roman, în timp ce satele pitorești și tradițiile locale îți permit să experimentezi autenticitatea culturii croate. Activitățile variate, de la navigație și sporturi nautice, la drumeții și degustări de vinuri, asigură o experiență de vacanță în Croația memorabilă și plină de aventuri. Pentru cele mai atractive oferte de vacanță în Croația și pentru a-ți planifica sejurul perfect, alege Active Tours. Explorăm împreună frumusețea inconfundabilă a Croației, oferindu-ți pachete adaptate dorințelor tale, de la explorări culturale până la relaxare pe plajele idilice. Descoperă ofertele acum și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat în această țară fascinantă. Dacă te-am convins și vrei să mergi într-o vacanță, te așteptăm atât pe site-ul nostru activetours.ro, cât și pe rețelele de socializare pe care le vei găsi în descriere.